sfera lăsată în paragină a fost reabilitată și are în acest moment toate condițiile pentru a putea fi plantate flori. Această sferă a funcționat pentru căminul spital când acesta avea internați copiii cu dizabilități, iar acum ne dorim reabilitarea ei pentru că, după cum vedeți, există structura de rezistență a serii, există și sistemul de încălzire al ei, practic ne trebuie doar o centrală pe care să o instalăm aici și să putem să avem atât pe timp de iarnă cât și pe timp de vară plante, diverse plante care să ajute la înfrumusețarea comunei Vulteni și, de ce nu, și la vânzarea acestora, cum am spus și mai devreme. Primarul comunei Bâlteni, Gheorghe Păsărin, spune că odată începută această activitate, se vor angaja două persoane care să se ocupe de flori în orice anotimp. Foarte mult nu trebuie investit în ea, numai că a fost lăsată în paragină, am înlocuit întreaga, toată sticla la seara asta și firește și vopsită, revopsită și acum ne-am apucat deja să lucrăm pământul și într-o săptămână, două, să putem să avem primele plante deja în seara.